Deci, bunii mei prieteni, cei care faceți parte din acest grup minunat, grupul Faptelor Bune, mulțumesc domnului Octavian că prin această cale și-a făcut un pic de timp liber, m-a vizitat și prin prezența dânsului țin să vă mulțumesc din suflet pentru ajutorul acordat, pentru a trece pe acest mică problemă care am avut-o cu consumul. Mulțumesc din suflet încă o dată tuturor celor care m-ați ajutat, indiferent de suma cu care m-ați ajutat, nu știu, am așa și emoții și... Oameni buni, din puținul lui Mirel, donează 50 de lei pentru mașină. Da, sunt 150 de lei. 150 de lei. Deci 50 de lei vreau să donez pentru mașină, 50 așa. De lei în fondul grupului și 50 de lei pentru acel băiat care este paralizat, am înțeles. O postat... Da, este un băiat din Bahnea. Din Bahnea, da. Încă pentru el n-am pornit proiect, urmează să mă duc acolo încă. Deci pentru... oricum eu să pun și acești bani în momentul în care se va porni proiectul, știu că vor fi pentru el. 100%. Pentru că știu ce înseamnă să suferi, știu ce înseamnă să nu poți să te miști, să fii imobilizat. Să fii imobilizat. Să depinzi de cineva, da. Încă o dată vă mulțumesc din suflet pentru tot ce ați făcut pentru mine și aveți tot respectul și gratitudinea mea. Pentru mine, să știți că n-am spus chiar, cum să zic, la mișto, ca să spun așa, pentru noi sunteți a doua familie față de cei care i-am pierdut, adică mă refer că au murit, nu i-am pierdut din alte puncte de vedere. Bunul Dumnezeu să vă dea multă sănătate și să dea Dumnezeu ca acest grup să se mărească și prin intermediul multora care vor mai veni în acest grup să facem fapte bune, pentru că numai noi ne putem ajuta între noi, cei care știm ce înseamnă să nu ai sau să... Cei care au nevoie de ajutor. Cei care au nevoie de ajutor, în primul rând. Da. Încă o dată, vă mulțumesc din suflet și Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru tot binele pe care mi l-ați făcut și mie și celorlalți care au avut și care vor avea nevoie de ajutor. Vă mulțumesc din suflet tuturor. Oameni buni, aici exact aici. Așa cum l-ați auzit pe Mirel, deci 50 de lei o să fie pentru proiectul mașinii și 100 de lei o să fie băgați în fondul grupului, de unde banii se vor distribui pe proiecte, așa cum bine știți că sunteți mari urmăritori, mari fan. După cum a spus Mirel, în Bahnea este un caz, un tată ce și-a pierdut picioarele într-un accident de mașină. În curând sper să pot ajunge și acolo și să iau legătura cu cineva de acolo, să putem porni un proiect pentru omul respectiv. Cam atât a fost tot, eu cu Mirel vă dorim o zi bună și vă mulțumim mult că v-ați implicat încă o dată în fapte bune. O zi bună! Mulțumesc.